pasă, nu am. Ce vă pasă dumneavoastră de un biet prezentator de spectacole? Când vreți mă primiți, când vreți mă dați afară, ba ce spun unii când mă văd că apar la Arlechin, iar vine șoimul patriei la microfon. Ce să fac, stimați spectatori? M-am dezvoltat și eu în regimul celălalt cât am putut. Și eu, ăsta sunt și aici mă termin, uitați-vă, chiar aici în capăt. Știu că dumneavoastră la acest spectacol ați fi preferat un prezentator înalt, alură sportivă, îmi pare rău, ați luat plasă. De data asta nu vă alegeți decât cu o haină de-asta cu sclipiți și cu un papion. Nu asta ați fi vrut un prezentator, un bărbat făcut ca lumea, cum e Raul, nu ca mine, desenat așa. Eu sunt ca lumea, dar nu-s făcut. Eu realizat stil Ștefan Popa Popas. Trei linii și gata prezentatorul. Și în plus de asta, pe Raul îl ține bine, doamna, nu ca pe mine. A mea e zgârcă, numai la regim, de-aia m-am și dezvoltat așa. Și apoi, stimați spectatori, să știți că eu sunt cel care am servit drept model constructorilor socialismului, ani de zile. Păi apartamentele Confort 2 au fost proiectate după înălțimea mea. Dar șprițurile și cinzeaca pe care o serviți dumneavoastră de la privatizație din capitală nu-i făcută tot așa ca mine? Mică, mică și scumpă de trebuie să-ți vinzi mobila. Dar băile din anumite apartamente n-au fost făcute după gubajul meu? Păi un corp ca al meu, scufundat în lichid, nu dislocă nimic. Așa că eu sunt cel care vă dau curaj, vă dau speranțe în perioada asta de scumpire. Păi dacă mă analizați dumneavoastră așa între patru ochi, ce o să spuneți? Ehe, putea să fie și mai rău. Așa că bucurați-vă că cine știe ce conducători ne mai vin. Ce credeți? E așa de simplu să fii prezentator de spectacole? Cel mai greu lucru din lumea asta. Bună oară, dacă întârzie spectacolul sau lipsește unul de pe afiș, cui vă adresați unii dintre dumneavoastră foarte respectuos cu prezentatorului și toate se sparg în capul prezentatorului. De aceea am făcut propunere ca de acum încolo să intrăm pe scenă cu cască de protecție. M-am dus și la Florin Piersic. I-am spus gata, ajunge. Mă ieși pe mine într-un film că vreau să fiu și eu om mare. Zice Florin, bă, în filme trebuie oameni soliți, bă, zdraveni, nu ca tine, că prin tine se vede ca prin celofan. A, nu, zic că-s bun eu, zic, ești bun, mă, delegat borcanele la gură. Dar dacă neapărat vrei, știi că am făcut filmul ăla Drumul Oaselor. Vii tu, filmăm în continuare seria a doua și se va numi Oase pe drumuri.